UPL vă recomandă pachetul tehnologic zeamă bordeleză originală și uleiul parafinic Ovipron Top. Bună seara, bun găsit domnilor și domnilor, agricultura o șansă pentru România în continuare de acasă, pentru că facem aceste emisiuni prin intermediul internetului, până se mai potolește virusul acesta care ne dă de furcă. Va fi și el subiect de discuție în această emisiune, pentru că astăzi a fost, din nefericire, o zi din acelea proaste, cu vreo 10.000 de noi îmbolnăviri, dar cu un număr record de decese. Ne pare rău că se întâmplă acest lucru, să sperăm că va veni mai devreme vaccinul ăla care ne va permite să ieșim mai mult din casă, să ne reluăm aproape normal toate activitățile. Discutăm, spuneam, și din perspectiva epidemiei de coronavirus despre alimente, industria alimentară, noi consumatorii, noi cumpărătorii, agricultura românească. Alături de Dragoș Frumos este președintele Federației Sind Alimenta. Bună seara, domnule Frumos! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație și salut pe toți spectatorii noastre, telespectatorii noastre. Și ai dumneavoastră din acest moment. Mulțumesc că sunteți alături de noi. Sind Alimenta este Federația Națională a Sindicatelor din Industria Alimentară, a băuturilor, tutunului și ramurilor conexe. Așa se numește, nu facem reclamă la nimic pentru că nu e 10 seara. Domnule Dragoș Frumos, în calitate de președinte de Federație Sindicală, eu v-am tot întrebat de câte ori ne-am văzut în emisiuni. Mai aveți sindicate pe care să le conduceți, cunoscând cum merg lucrurile în industria românească, inclusiv în cea alimentară? Mai sunt, într-adevăr, dar se subțiază pe zi ce trece, vă dau un răspuns sincer, și numărul membrilor. Pentru că ceea ce se întâmplă în momentul de față este un pic tragic, dacă pot spune așa, în sensul că producția a scăzut, vânzările au scăzut și atunci este evident că foarte multe societăți comerciale mari își reduc, sau cel puțin și-au redus pentru perioada aceasta numărul de angajați. Iar unele chiar s-au închis, cele mici s-au închis, o mare parte dintre ele. Și dacă discutăm despre închidere, în momentul de față, la nivel național, per total, nu industria alimentară, din martie până acum s-au închis vreo 30.000 de societăți, ceea ce este destul de greu și de dificil. Acum că s-au închis e tragic, dar există oare vreo speranță să se mai redeschidă? Eu personal, fără a mă pricepe prea mult la economie, nu cred că toate mai au această șansă în viitor să revină acolo unde erau. De aceea cred că vom rămâne cu o economie și mai subțiată din acest punct de vedere. Dumneavoastră, cum vedeți lucrurile? Mi-e teamă. Mi-este teamă vis-a-vis de ceea ce se întâmplă, pentru că în absența unor măsuri care ar fi trebuit luate, discutăm de industria alimentară, discutăm de un domeniu, spun eu, strategic, pentru că mâncarea înseamnă mult pentru o populație. Îmi este teamă pentru că măsurile pe care le-am fi dorit, pe care le-am propus de ceva timp, nu neapărat să stăm cu mâna întinsă, nu s-au luat. Mai mult decât atât, pandemia asta, pe lângă seceta care provoacă mari perturbări, să spun așa, din punct de vedere al prețurilor, pandemia este foarte periculoasă. Gândiți-vă că oamenii din industria alimentară ar trebui și trebuie și așa se și întâmplă, produc zilnic. Într-un procent mare, ei vin în localitățile mari, în orașele mari, la muncă, din comunele din apropierea acestora. Riscul lor de îmbolnăvire este mare. Nimeni nu s-a gândit. Sunt societăți comerciale care fac cheltuieli foarte mari, luându-și singur teste pentru a testa muncitorii periodic. Riscul de îmbolnăvire, așa cum spuneam, este mare. Oamenii ăștia vin cu transportul în comun, dar vin la muncă pentru că trebuie să producă hrană pentru populație. Sigur, puteți să mă întrebați și sunt convins că oricine ar putea să spună, păi ce, dacă nu produceți voi, importăm. Păi cam așa se întâmplă. Importul a crescut foarte mult, importurile, mai ales la alimente, au crescut foarte mult în ultima perioadă. Ori combinat acest lucru cu
pandemia, cu absența măsurilor, cu seceta, reprezintă un mare risc pentru industria alimentară, gândindu-mă la ce a fost și unde am putea ajunge. Acum, dacă vă gândiți la ce a fost, domnule Dragoș Frumos, mă uit pe o prezentare pe internet a dumneavoastră, făcută de altcineva, și spunea așa: Dragoș Frumos, aproape două decenii în domeniul sindical, perioadă în care a reprezentat interesele a peste un sfert de milion de angajați din industria alimentară. Am citat de aici numai ca să vedem ce a fost odată și ce e astăzi. Din păcate, cred că suntem departe de numerele acelea. Domnule Frumosu, vorbeați de importurile care au crescut în ultima perioadă de produse alimentare. Da, vedem cu toții. Știm că România are un deficit extrem de mare în acest domeniu și peste toate, ca o măsură de combatere a pandemiei, a mai venit și această măsură a închiderii piețelor care funcționau în spații închise. Da? Se caută soluții, se scot geamuri, sunt urcați oamenii pe acoperiș, fugăriți prin parcări, dar iertați-mă, pe lângă faptul că e ușor greu de crezut, da, nu, e chiar greu de crezut că cineva va mai vinde dacă dă gerul pe afară, eu sunt convins că asta ne îndepărtează și mai mult de intenția aceea de a reduce deficitul în comerțul agroalimentar. În aceste condiții, iertați-mă, nu o să mai consumăm produse românești decât dacă o să le găsim prin supermarketuri, probabil, nu? Aveți perfectă dreptate. Din punctul meu de vedere și nu numai al meu, este o măsură aberantă. Asta nu pentru a critica măsura guvernului. Știți destul de bine că mie îmi place să spun lucrurilor pe nume și când spun lucrul ăsta sau când spun lucrurile astea, am un suport, ca să zic așa. În primul rând, piețele noastre, nu toate, dar în marea lor majoritate, au fost oarecum renovate, au fost aranjate, astfel încât atât pe perioada de vară să aibă posibilitatea unui aer condiționat, pe perioada de iarnă să aibă puțină căldură, să fie un comerț mai civilizat. Acele tarabe sunt puse cât de cât la distanță. Lățimea unei tarabe are un metru, deci distanța dintre cumpărător și vânzător ar fi fost respectată. Sigur, puteam să facem ceea ce se întâmplă și în magazine. În condițiile unei aglomerări, putea lumea să stea, să intre pe rând printr-o parte a pieții, să iasă prin cealaltă, astfel încât să protejăm țăranul român, micul producător. Este foarte adevărat că în piețele noastre nu sunt numai mici producători și procentul producătorilor este mult mai mic decât cel al comercianților. Numai că nimeni, cred că nu s-a gândit, nu a făcut o analiză, acei comercianți, într-un procent destul de mare, cumpărau marfa de la micul producător, pe lângă marfa pe care o cumpărau de la importator. Dacă ne gândim în această perioadă de iarnă până în primăvară, aprilie-mai, la legume, la o parte din fructele pe care le consumăm, pentru că, eu știu, portocalele, bananele, kiwi și așa mai departe, nu le producem în România, sunt în import. Ai da afară pe oamenii ăștia din... În primul rând, haideți să o luăm cu începutul. E o măsură, dar e o măsură fiind pregătit. Înainte de a lua această măsură, trebuiau să fie găsite soluțiile, astfel încât oamenii ăștia să nu fie aruncați în ploaie, în frig, afară. În al doilea rând, faptul că au fost scoși afară sau acum se caută soluții să scoți geamuri, să scoți un perete care e de sticlă, e o nebunie. Adică este o cheltuială că ce faci? În primăvară le pui la loc. Adică ne jucăm, scoate geamul, pune geamul, scoate panou, pune panou. Iertați-mă o secundă, domnule Frumoso. Iertați-mă, dar dumneavoastră credeți că dacă vine luna decembrie și afară o să fie minus 3 grade, la fel ca și într-o hală fără geamuri, va mai fi cineva să vândă acolo? Eu recunosc personal, iertați-mă, dar nu sunt nesănătos la cap să mă duc să îngheț într-o piață, nu? Haideți să judecăm așa. Cine va mai fi acolo la minus 3, minus 4 grade? Când poți să te duci, bine mersi, nu? Direcționat către un mare magazin unde e cald, stai și în tricou, te plimbi printre rafturi. Eu cred că piețele în acest sistem, piețele închise oricum se închid iarna, nu prea rămâne mare lucru acolo. E butoiul cu varză murată și atât. Da, ceilalți, pe acoperiș, cum e sectorul 4, pe acoperișul unei parcări, pe acoperișul pieței, nu o să fie nimeni. Haideți să fim serioși. Aici vreau să ajung. Adică am luat-o un pic
explicațiile de la zero ca să poate să înțeleagă toată lumea ceea ce se va întâmpla. În primul rând i-am scos afară, i-am scos în ploaie, în frig. În al doilea rând va veni îngheță. Oricine, nu numai omul, îngheață și legumele, îngheață și fructele. Deci este evident că nici noi cumpărătorii, așa cum spunea și dumneavoastră, nu vom merge pe frig afară să luăm niște produse înghețate, da? Sau deteriorate în primul rând. Mai mult decât atât, omul ăsta, dacă rămâne cu marfă, el nici nu are unde să și-o păstreze. Ați văzut ce se întâmplă și au fost apele pe lângă pieți. Sunt lădițe puse pe jos, deci nu se mai lucrează într-un mediu igienic. Este o nenorocire. Deci lumea se îndreaptă, așa cum spune și dumneavoastră, către supermarketuri, către hipermarketuri. Dacă plecăm de la ideea grijii guvernului față de sănătatea românilor, iată că ne iau din piețe, pentru că erau oameni care aveau drumul numai către piață, să fim foarte categorici. Pentru că dacă vorbim de piețe, nu ne gândim numai la legume și fructe. Gândiți-vă că erau micile magazine unde se vindeau și produse din carne, și produse lactate și alte tipuri de produse și ale micului producător, care a început să mai facă câte un pas în sensul de a mai lua un magazinaj mic și de a vinde produsele, dar și alte magazinașe cu produsele industriei alimentare, mă refer la industria mare, ca să spun așa. Deci ne iau din piață și ne duc în hipermarket, în mall-uri. Ce înseamnă asta? Aproape se va dubla numărul celor care merg la cumpărături în hipermarket. La rafturi va fi... Eu vreau să vă spun că într-un supermarket aseară mi-am făcut niște cumpărături. Și nu era chiar seară, era pe la 5:30-6. Vă dau cuvântul de onoare că la casă unde stăteam eu și la fel era și la alte case, erau cel puțin 25 de persoane. Pe toată lungimea printre magazinașului, printre rafturi, lumea stătea la cozi. Ori, dar știți de ce, domnule Frumoso? Era înainte de Sfântul Mina de astăzi. Deci lua lumea provizii, vă spun eu. Mă gândesc. Mă gândesc că aveți dreptate ca de obicei. Deci aglomerăm foarte mult. Există riscul mai mare de îmbolnăvire. Gândiți-vă că fiecare merge la raft, ăla pune mâna pe o pungă de făină sau pe o sticlă de apă minerală, o dă într-o parte. Vine următorul, pune mâna la fel. Deci virusul se poate transmite imediat, fără niciun fel de problemă, mai ales pe fondul aglomerării. Deci nu am făcut absolut nimic bine. De ce ideea asta? De a închide piețele, să mă ierte Dumnezeu. Pe mine nu mă duce decât la un singur lucru. Și am să vă dau niște două chestii foarte concrete. Spunea, cred că primul ministru, că toate măsurile care se iau cu consultarea acelei comisii tehnice vis-a-vis de stadiul COVID-ului, etc. Ieri am fost într-o emisiune cu domnul profesor Rafila. În emisiune a spus că nimeni cu membrii acestei comisii nu s-a mai consultat de 45 de zile. Deci am fost mințiți. 2. Există piețe? Ascultați-mă, că e interesant ce vă spun. Dar nu, știți, puneam față în față declarațiile unora cu ale altora. Eu n-aș trage concluzia aceea că am fost mințiți. Poate că adevărul e la mijloc, știți? De ce? Am făcut această precizare pentru că știm cu toții, nu vreau să se interpreteze niciun fel politic ceea ce discutăm, pentru că suntem în plină campanie electorală, da? Și știu. Nu este politic. Nu, noi discutăm de niște dumneavoastră. Oameni care ne conduc de față. Deci, da, bun, dar tot politicieni. Tot politicieni. Sunt asta, spuneam, să fim înțeleși că nu avem niciun partipris politic, da? Asta era. Fără discuție, dar vreau să vă aduc un alt argument. Există câteva piețe în București, este posibil să mai fie și până altă parte, nu știu, care în momentul de față sunt piețele unor supermarketuri. Piața Crângaș, care se numește altfel, și mai sunt 2-3 piețe. Aceste piețe nu au fost închise. Sunt amenajate la fel ca Oborul, la fel ca alte piețe. Știți de ce? Este o declarație tot a unui oficial. Pentru faptul că sunt organizate după o altă lege. Dom'le, suntem nebuni. Deci închid piețele... Stați un pic, domnule Frumosu, e același lucru.
Nu știu cum se numește piața Crângaș și nici nu vreau să-i spunem numele, că înțeleg că e unul de supermarket, dar eu am fost în piața Crângaș, știu cum funcționează, cum e aranjată, cum sunt arabele. E la fel ca în piața Obor, ca în piața Mureș, unde vreți dumneavoastră, adică aceleași condiții. Ce contează după care lege e organizată? Că e același lucru. Te duci la tarabă, te târguiești, vezi prețul, mă rog, te târguiești mai puțin. E același lucru. Nu înțeleg. Tocmai de asta v-am spus. Și atunci mergi cu ideea. Poți să mergi. Poți să interpretezi că în aceste situații sunt avantajate alte societăți de comerț. Că discutăm de produse alimentare sau de altele, dar aici este vorba în piață, un procent de 90% în primul rând de produse alimentare, da. Te duce gândul la așa ceva. Ori, repet, țăranul, micul ăsta producător, cum îl numim noi, gândiți-vă că anul ăsta a trecut prin secetă, gândiți-vă că anul ăsta în unele zone a trecut prin inundații, gândiți-vă că anul ăsta a trecut printr-o perioadă bună pentru cultura, aprilie-mai, când au fost niște temperaturi scăzute. Gândiți-vă că el a pierdut în felul ăsta din timpul de vânzare pentru că produsele au fost întârziate puțin. În afară de asta a venit nenorocita asta de pandemie care a scăzut puterea de cumpărare. Deci, marea majoritate a românilor, într-un procent de 70%, câștigă fie pensionari, fie angajați, câștigă acolo la 1500-1600 de lei pe lună. Bani cu care nu poți trăi, este evident, adică nu poți avea un trai decent, ca să spun așa. Imaginați-vă că lumea prin martie-aprilie, când a apărut starea de urgență, s-a aruncat să facă cumpărături și știm că 2-3 zile a fost atunci o perioadă și de lipsă, dar era lipsă pentru că nu era nimeni pregătit cu aprovizionarea de la fabrici către depozitele mari ale magazinelor. După aceea problema a fost rezolvată, soluționată. Lumea a rămas fără bani, foarte mulți au intrat în șomaj în perioada asta, deci cu bani mai puțin, și toate au mers negativ. Noi am cerut, cum vă spuneam, nu cu mâna întinsă, adică nu ne-am dus dați-ne. Am vrut, spre exemplu, să primim un credit care să fie garantat de stat, pentru că era o sumă foarte mare, pentru industria de morării și panificație, astfel încât industria să achiziționeze cantitatea de grâu necesară producției de pâine și alte produse de panificație de la o recoltă la alta. În felul ăsta se puteau plăti și stocurile, iertați-mă, surplusul care nu avea loc în depozitele fabricilor, sigur să plătești păstrarea lor în silozuri la silozurile private. N-a zis guvernul nu, dar i-a chemat pe oamenii ăștia și le-a spus, sigur, vă ajutăm când 3/4 din producția de grâu era deja vândută. Același lucru este în industria cărnii. Importăm carne. Știe toată lumea că după pesta aia porcină africană nenorocită, n-am luat un an de zile când a apărut primul focar în 2017 măsuri. După aceea, în 2018, s-a extins cu o rapiditate fantastică. Nici măcar n-am venit cu niște măsuri pentru fermele celor care aveau porci și unde boala nu intrase, să creăm niște culoare și să ducem către abator porcii care aveau greutate optimă. I-am lăsat acolo, da. Și în felul ăsta am distrus 500 de mii de capete. Adică, vedeți, lucrurile, și am ajuns de la 50-55% import să importăm 80-85%. Acum depindem de importuri. Toate țările, absolut toate țările, fac o mică protecție a populației, creând niște stocuri, asigurându-se că nu se întâmplă nimic pe piață. Deci va fi o ofertă mai mică pe fondul unei cereri mai mari și atunci în condițiile astea, acolo unde depindem de importuri, prețurile vor crește. Uitați-vă la deprecierea cursului valutar care influențează în continuare. Uitați-vă la prețul grâului. Automat a crescut și prețul furajelor. Gândiți-vă că furajele sunt consumate de porci, de vite, de găini, de tot ce înseamnă mai departe produs chimic alimentar, influența asupra prețului. În condițiile în care, repet, și dumneavoastră știți și am discutat-o de nenumărate ori, cu toții spunem avem potențial.
Dar nu facem nimic, parcă suntem... Auziți? Asta cu potențialul, eu chiar n-aș fi vrut să mai abordez subiectul, pentru că am încercat să tai o felie din potențialul ăsta uriaș să mi-o pun în farfurie, n-a ieșit. Mai avem 4 minute până la pauză, domnule frumosul, haideți să facem un exercițiu de imaginație, apelez la expertiza dumneavoastră. De multe ori eu mă pun în pielea unui fermier. Acum o să fiu un mic agricultor, da? Din cei care veneau la piață, cu roșii, cu sfeclă, cu două ridichi și trei legături de pătrunjel. Când am văzut că și așa recolta mea a fost înjumătățită de condițiile climatice și nici nu prea mai am unde să vând, mă gândesc că la anul va fi mai rău și atunci mă gândesc, domnule frumosul, nu e mai bine să mă închid eu în curtea mea și să cultiv cât am nevoie eu și familia și să nu mai împese de restul lumii? Nu e mai bine să devin autarhic, să trăiesc așa ca în evul mediu, eventual să fac troc cu vecinii pe o sticlă de vin, pe o găină, dar să nu mai vin în piață dacă tot nu e piață? Ce spuneți? Este foarte adevărat că pot fi mulți care se gândească așa. Pe de o parte, de altă parte, vreau să ne gândim la faptul că sunt oameni, nu care trăiesc din asta, care iubesc să facă așa ceva. Pentru că agricultura trebuie să o iubești ca să poți să rămâi în ea, să faci afacere în ea, fiindcă agricultura, mai ales la noi, vis-a-vis de mila lui Dumnezeu de atâția zeci de ani, este o loterie. Anul ăsta poți să câștigi bine, anul viitor poți să pierzi tot. Adică în funcție de vreme, sigur că lucrurile sunt, dar eu mă gândesc că vom reveni cu picioarele pe pământ, că măsura asta cu piețele, zice să nu discutăm naiba de politic, dar uitați-vă că uite vaca nu e vaca, uite soare nu e soare, uitați-vă că unii cer închiderea piețelor, alții în parlament vin și dau alte legi să rămână piețele deschise. E ok, dar dacă ne controlăm, numai atât vreau să spun. Dar nu că pierdem timpul, asta spunea și dumneavoastră, înțeleg, cu discuții sterile în loc să găsim soluții viabile și convenabile pentru toată lumea. Păi asta vreau să spun. Agricultura nu trebuie să aibă miros politic. Deci agricultura este un domeniu de activitate strategic care dă materia primă pentru mâncarea unui popor. România este o țară care poate să fie pe primele locuri la nivel european. Dom'le, parcă am vrut să o distrugem în 30 de ani. Parcă nu vrem să mâncăm produse românești, parcă nu vrem să mâncăm produse sănătoase. Duceți-vă prin satele, am întâmplător mai m-am dus, știți cum e. Omul a început acum, majoritatea am început să ne ducem după varză românească, să nu luăm din cea cu sămânță de nu știu unde și mai găsești pe la Buzău, pe la Lungulețu, în zonele astea, sau să te duci după usturoi de la Râmnicu Sărat, că e cel mai bun usturoi românesc, rămânând sămânță pentru usturoi și așa mai departe. Și la Buzău e bun, să știți. Păi, și ăla de Buzău e bun. Nu e departe, exact. Și nu uitați că la Buzău avem unul dintre singurele și cele mai puternice institute de cercetări pentru legumicultură. Exact, cel de la Mărăcineni. Știți ce? Eu vă propun, îmi pare rău, nu vreau să vă tai vorba, văd că începem să ne completăm foarte bine, se pare că ne cunoaștem ideile. Am ajuns la pauza de publicitate, ați pomenit mai înainte două cuvinte de la care vreau să pornim după pauză. Domeniu strategic. E bine că toți îl vedem așa, să sperăm că acest lucru va putea fi și transformat într-o strategie cândva. Haideți, domnule Frumosul, Dragoș Frumosul, vă propun să luăm pauza de publicitate. Ne întoarcem în 5 minute la Agricultura, o șansă pentru România, alături de președintele Federației Sindalimenta, domnul Dragoș Frumosul. Ne vedem în câteva minute.